Inspectorul principal de poliție, Alexandru Bucșa, șeful biroului rutier Călăraș, ne-a explicat cine are prioritate în intersecția străzilor București cu Bulevardul Cozavodă. Mulți șoferi opresc în intersecția de la 5 Călăraș fără a ști exact cine are prioritate, iar de cele mai multe ori se trece la mica înțelegere. Pentru a clarifica regulile impuse de indicatoarele din zonă, șeful biroului rutier Călăraș ne-a explicat următoarele. Șoferii care vin pe Bulevardul Cozavodă dinspre Zoo și vor să intre pe strada București sunt obligați să dea prioritate de dreapta celor care se deplasează pe Bulevardul Cozavodă dinspre Bulevardul Republicii pe strada București. Astfel, indicatorul cedează amplasat pe Bulevardul Cozavodă la intersecție cu strada București este pentru șoferii care vin dinspre Bulevardul Republicii și virează la stânga pe strada București sau pentru cei care continuă deplasarea în față spre grădina zoologică. Pe viitor, Primăria Municipiului Călăraș intenționează să construiască un sens giratoriu în zonă. La solicitarea primăriei, am încercat să găsim o soluție care să vină atât în sprijinul cetățenilor pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția prelungirii București cu Bulevardul Cozavodă, dar care totodată să asigure o circulație în condiții de siguranță a celor care traversează intersecția respectivă. Ambele indicatoare rutiere, oprire și cedează trecerea, fac parte din categoria indicatoarelor de reglementare, respectiv de prioritate. Ambele indicatoare sunt instalate pe drumul fără prioritate și datorită faptului că vizibilitatea este asigurată pe Bulevardul Cozavodă, sensul de deplasare Bulevardul Republicii către strada Cornișei, a fost montat indicatorul rutier cedează trecerea, a cărui particularitate spre deosebire de indicatorul rutier oprire este reprezentată de faptul că acesta obligă conducătorul de vehicul să reducă viteza suficient de mult încât să aibă posibilitatea de a acorda prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe drumul de care se apropie și, în caz de necesitate, să oprească înainte de a depăși marginea drumului cu care se intersectează. Indicatorul oprire a rămas în continuare instalat pe Bulevardul Cozavodă, sensul de deplasare, strada Cornișei către Bulevardul Republicii, datorită faptului că pe banda numărul 1 de deplasare este amplasată o stație taxi, iar câmpul vizual al conducătorului auto în apropiere de trecerea de pietoni nu este asigurat de la o distanță suficientă. Indicatorul respectiv obligă conducătorii auto să oprească cât mai aproape de marginea platformei drumului cu prioritate, astfel încât oprirea vehiculelor să nu împiedice traversarea pietonilor. În conformitate cu prevederile articolului 59, aliniatul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002, republicată, în intersecții, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligați să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează și care circulă din partea dreaptă. Când două vehicule urmează să se întâlnească într-o intersecție dirijată prin indicatoare, venind de pe două drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeași semnificație, vehiculul care vine din dreapta are prioritate. Indicatorul cedează trecerea a fost instalat în urmă cu aproximativ 2 luni. Iar în prezent, Primăria Municipiului Călăraș ne-a solicitat avizul de principiu în vederea obținerii autorizației de construire pentru executarea unei lucrări de amenajare a unui sens giratoriu la intersecția respectivă.